Până nu-L găsești pe Dumnezeu, nu te afli nici pe tine, nu-ți găsești nici sensul tău, nici sensul lumii. Poziția omului în creație e unică, suntem făpturile lui Dumnezeu, dar suntem și realizarea noastră. Pe Dumnezeu l-ai sădit, inoculat, latent, în structura ta spirituală. Tu ești altoit cu un om Dumnezeu, absolut superior condiției tale pământești. Prin aceasta și tu ești fiul al lui Dumnezeu. Ne-a dat și nouă puterea să fim fiii lui Dumnezeu. Dacă cineva e conștient și trăiește această evidență interioară și pe celălalt plan al existenței, unuia ca acela niciun rău nu îi se mai poate întâmpla. Nici omorâți nu pot fi, pentru că în ei prezența divină e forță care face deșart orice zvârcolire a răului asupra lor. Încercările și neliniștile vremii au și ele un rost. Ne provoacă la găsirea sensului ce-l avem în Dumnezeu, ca ultim reazim etern al liniștii, iar pe de altă parte ne conduc la găsirea de noi înșine, ca făpturi renăscute în Dumnezeu și ajunse la libertatea spiritului. Când ajungem la cunoștința a ceea ce suntem de fapt, că avem o înrudire cu Dumnezeu, că locuiește chiar în structura noastră spirituală, că suntem în pragul liberei alegeri a unei concepții de viață de care să ne țină, chiar de nu fi pe placul lumii, atunci Dumnezeu aprinde candela și luminează toată viața noastră cu concepția creștină despre lume și viață. Să nu vă gândiți niciodată că după moarte veți moșteni împărăția pe care n-ați trăit-o încă de pe pământ. Când dai, la început dai din ceea ce ai, apoi, de la un moment dat, dai din ceea ce ești. Dumnezeu nu ne cere minuni. Acelea le face El. Un suflet trist este un suflet cu luminile stinse. Fapta bună este bună numai dacă este acoperită de smerenie. Nu poți propovădui împărăția cerurilor cu plumbii materiei pe aripi. Mântuirea se lucrează numai pe ruinele egoismului. Cine vrea să biruie lumea e dator să ia arma rar folosită a iertării, oricâte necazuri ar pătimi de la oamenii lumii acesteia, ca unul ce vede că frații săi stau legați într-o robie străină, în întunericul necunoștinței de Dumnezeu și de ei înșiși. Până nu te-ai lepădat de tine, ești o fântână seacă, iar dacă te-ai lepădat de tine și te-ai dedicat lui Isus, El te-a schimbat în izvor de apă rece. Numai așa poate sufletul să ajungă la sine însuși, la El, cel adevărat, lepădându-se de sine și strămutându-se în Dumnezeu. Nu știu pe lume o biruință mai mare ca aceea de a te lepăda de tine și a ajunge liber. E trăirea libertății Duhului. Adevărul vă va face liber. Deci, înțelegem că fără să plătim această vamă a făptuirii noastre vechi, stăteam în minciună, încolțiți de iluzii și striviți de roțile necesității fără ieșire, strânși în acest clește. De aici ne scoate numai Isus. Când se petrece aceasta? Când îl cunoaștem pe Isus ca inima inimii noastre, ca suflet al sufletului nostru, îl putem cunoaște numai în iubirea și bucuria pe care o simțim când renunțăm la eul nostru și ne aflăm față către față cu dânsul. Omul se desăvârșește și ajunge expresie supremă când sufletul lui se recunoaște în veșnicie, în infinit, ceea ce e propria sa revelație. Adevărata restriște a omului stă în faptul că nu îi izbutește pe deplin să-și aducă la expresia supremă propria-i ființă, că e tulburat de eul și își pierde vremea cu lucruri de nimic. Nimeni pe lume nu este absolut necesar pentru nimic. Vei fi sau nu, vei interveni sau ba, progresul, lumina, tot se va face, cu tine sau fără tine. Există o energie ascunsă care mână lucrurile înainte. Să nu-ți închipui, sărmană făptură pieritoare, oricât de bine ai fi înzestrat, că dacă nu ești tu, lucrurile n-au să meargă înainte. Lumina se face și fără tine, pe deasupra capului tău. Poți fi folositor, dar absolut trebuitor nu ești pentru nimic. Prin urmare, la ce străduință? Oricum vor sta lucrurile, tu îndeplinește-ți înainte menirea pe care o simți, dacă o simți. Câtă vreme auzi în tine glasul unei misiuni, continuă-ți calea mai departe, oricâtă experiență brutală ar fi venit să-ți arate că țelul crezut al străduinței tale s-ar putea lipsi de munca ta. Ți-a fost rănită prezumția pe care ai avut-o? Poate că nu mai înțelegi rostul încordării, ci sensul utilității tale? Nu înceta să fii ceea ce ai fost. Isprăvește ceea ce făceai ca și cum n-ai fi încercat nicio dezamăgire. Poate că, fără știința noastră, noi slujim vreunui scop al naturii, un scop care e prea mare ca să-l înțelegem, prea vast ca să ne-l închipuim și pentru care Dumnezeu ne-a pus în suflet impulsia oarbă pentru noi, dar luminată pentru El. Soldatul nu pricepe planul generalului, dar fără să-l priceapă, îl aduce la îndeplinire. Întocmai așa sună cuvântul Scripturii din Vechiul Testament. Ori pricep,
ori nu pricep, ori ascultă, ori nu ascultă, tu spune-le cuvântul meu.